În săptămâna mare, în pensiunile și hotelurile, când va pline ochi, bate vântul. Ca să nu intre în faliment, proprietarii încearcă să-și păstreze turiștii fideli. Așa că le pregătesc coșuri pline cu produse de Paște și le trimit prin curieri. Anul acesta sărbătorim Paștele într-un mod mai liniștit. Nu sunt un Paște fără oaspeți și atunci ne-am adaptat la această situație. Proprietarii acestei pensiuni din Arieșeni au regândit totul chiar la cererea clienților, așa că le-au pregătit cozonaci umpluți din belșug cu nucă, pâine coaptă pe vatră, prăjituri și brânzeturi autohtone. Produsele de acolo, să ne mai pomenite, totul este foarte bun, indiferent că este cozonac, că este miel, că este porc. Și la o fermă din Cobor, județul Brașov, până de curând era plin. Acum, ca să-și poată plăti angajații, oamenii adună ouă, legume, la care adaugă borcanele cu gem din cămară. Coșurile, care costă cel puțin 100 de lei, ajung la oameni din Brașov și Făgăraș. Străzile sunt destul de goale, așa că ne-am gândit că o alternativă, să ținem oamenii aproape de noi, să fie o alternativă până ne punem înapoi pe șină. Cei care voiau să trăiască o experiență autentică la țară puteau găsi un mic colț de rai și la această pensiune din Bran. În ultima lună însă nu a mai călcat picior de turist. Și aici angajații trăiesc din vânzarea de cozonaci și pască. Lucrurile stau la fel și în Bucovina. Personalul a fost trimis în șomaj tehnic, iar pierderile sunt estimate la peste 90%. E mohorât afară și urât și toată lumea e supărată. Altădată de Paște aici era foarte, foarte plin. Cei care au avut avansuri plătite către noi le-am făcut returnarea avansului. În momentul ăsta le punem la dispoziție cozonaci moldovenești, pasta noastră din Bucovina, prăjiturile făcute de noi, ne pregătim cu sarmalele. Deja avem făcute două tăvi. O mică băcănie din centrul Sibiului, plină de pește proaspăt sau afumat, zacuscă, gemuri și brânzeturi, a rămas deschisă doar pentru localnici. Însă faimosul păstrăv poate ajunge și mai departe. Plăcuța dumneavoastră, care dumneavoastră aici. La plăcii dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag. Odată cu interdicția de a mai ieși din casă, motoul nostru de la fermă la farfurie a suportat doar o mică completare, direct la tine acasă. Ne ajută să păstrăm legătura cu turiștii. Chiar dacă numărul mușteriilor a scăzut drastic, prețurile sunt aceleași de anul trecut. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.